Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod cu o minunată. Vreau să ne plimbăm puțin cu ea, pot să mergem și pe muntele Rushmore, cum s-ar spune, să vedem acei președinți, cred că bereau. Deci, da, o să mergem frumos aici și pe aici, pe drumulețele astea. Pe acolo o să mergem poate și pe la bunica, cum s-ar spune. Nu știu dacă a apărut vreodată în vreun episod bunica lui Ben. I-a zis Sorine, că tu știi. Ce mă? Ce bunica vizionă cu? Păi dacă el stătea cu bunica și cu verișoara lui în furgoneta asta, nu? Știu că erau într-o vacanță, a? Bunie, cum ar fi? Păi bunicul și bunica a apărut vreodată? Oricum a spus doar o singură dată. Așa știu și eu, că se dusese acasă, gen. Era, nu, s-a dus într-un nu știu ce orășel, s-a dus la o mătușă și atât, n-a apărut niciodată nicio bunică. Păi el nu stătea cu bunicul lui? Gen, doar în furgoneta? Bă, deci Ben cu verișoara. Verișoara și bunicu. Da. Păi da, și bunicu n-are soție. Bă, doar el apare, mă, în furgoneta. Da, aia te-am întrebat dacă a apărut vreodată. Că știu că în furgoneta nu stătea cu bunica. Dar nu cred că a fost. Ba da, mă, ba da, în film, că a fost un film, mi se pare. Și era acasă bunicu și parcă apărea și bunica atunci, nu sunt sigur. Să-mi spuneți voi în comentarii, băieți, dacă ați văzut că... Dacă ar fi apărut vreodată bunica în Ben 10, Ben 10. Știi tu? Dar arată chiar destul de bine mașina, n-aveți ce zice. Bine, cam vechiuță, cam astea, dar... Uitați-vă și interiorul e destul de făinuț, adică... Uite, avem acolo și... Aole, avem poze cu femei. Avem scaune, puțin cam veche. Nu contează că au mâinile puse. Se vede destul de bine și din interior, să băgăm o muzică. Ia auziți băieți, anii 70. I like my pants, ia uzi, Sorine. Gata, băieți, că ne luăm copyright. This is it. Haide, trecem pe roșu, băieți, cu furgoneta care prinde abia prinde 60 de mile, adică undeva la 100 la oră. Ia uite-l pe ăsta ce era să intre în mine. Băi, băi, iată-ne, băi. Mă transform acum în patru brațe și... Da. Sper că vă place ținuta mea. Sunt Ben 10, oarecum, Ben 10, cum vreți voi să o luați. Ben 10. Ben 10, mă, că în Ben 10, gen în... Când era mai mare, era îmbrăcat în hanorac verde. Bă, nu, mă, gen caut Ben... Ben 10, e așa gen. Tot aia. Sper că vă place, băieți, ideea mea de clip. O să mai facem idei din asta, ne costumăm și o să luăm mașini are diferitor personaje mai populare. Și na, din copilăria mea, să zic așa. O să vedem ce mai vedem, ce mai găsim și sper să vă placă ideea asta. Dați și voi acolo un like și un subscribe și un follow pe Instagram, îl aveți în descriere. Vă mulțumesc. Să apăsați pe clopoțel pentru că e important. Așa, zi, Sorine. Opa, casă de vânzare. A? A tuturor. A tuturor? Ce a tuturor? Nimic. O să oprim un pic aici, băieți, la magazin, să ne cumpărăm și noi o bericică. Acum Ben 10 are 30 de ani, știi, și... Na. Omnitrix, Omnit... Băi, Sorin, și am văzut că mă uitam întâmplător pe Cartoon Network acum câteva zile și e din nou Ben 10, cum ar veni. Nu, e o prostie de serial. Ben 10. Și fii atent, îl știi pe Kevin? De. I-a falsificat oarecum Omnitrix, am văzut într-o reclamă de asta, reclamă, într-un din ăla, un preview să zic, știi? Ce e falsificat? Da, se numește Antitrix sau ceva de genul. Bă, serios, e prostie, măcar n-are sens. Da, nu are, dar, na. E doar pentru audiență. Nu, că deja e făcut, gen au făcut episoade, am văzut. Păi da, mă, l-ai făcut pentru audiență, mă. Și? Hai că fumăm. Ben 10 oare fuma? Da, hai că asta la 10 ani fumează. Păi la 10 ani, Ben, snacks. Nu. Hai să-l băgăm o țigare, băieții. Da, ești tu primul. Da, ești tu primul, dacă nu e el, ești tu primul. Nu, ce repede o termină, o și aruncă pe jos. Băi, nesimțitele. Hai să bem și o cola, băieți. Da, știi cum e dintr-un foc. Da. Meteorit, hai să mâncăm un meteorit, băieți. Ai un snacks. Ia uite, am aruncat pe jos, băieți. Nu mă judecați, n-am aruncat eu pe jos, n-am mâncat eu. Da.
Chestia că și din ceasul ăla, ceasul ai simt un meteorit. Uite, am mâncat meteorii, chiar scrie pe el. Am băut șocola, hai să mergem, băieții. Poate e, mergem la casa bunicii, să vedem dacă mai știm unde e. O vizităm pe e, bunica lui, și pe bunicu. Smoothie, mă. Smoothie. Face și drift, nebuna. Burnout. Are tracțiune față, nebuna. Față. O să mergem puțin să vizităm și muntele Rushmore. Unde am copilării cu bunicu. Dacă voi lasă o vană întreagă în lotă, știi cum e? Titit. Nu o să putem să depășim mașinile astea, băieți, din vecii vecilor. Eu te-l post acum, alături, v-am spus că au nebunit NPC-urile din nou update. Nu m-ați crezut. Ce-a făcut, mă? Efectiv, a luat-o pe arătură și s-a întors pe drum. Ia să viață, ia să-și în viața reală. Nimic ciudat, nu? Ăștia vor să, vor să bagi real life în GTA 5 online. Ia, fiare, chiar se întâmplă ceva cu mașina aia. Hai că nu s-a întâmplat nimic, dar ca idee. Ia uite, 2000 de ture. Hai mă, că depășim. Hai că depășim dacă e. Avem 80 la oră, sunteți nebuni. Bine, pentru cei nu, ce nu știu, kilometrajul din bord e în mile, știți? Și 50 de mile înseamnă undeva la 80 la oră, dacă nu mă înșel. 60 undeva la 100. Bine, cu aproximații. Hai mă că depășim și noi că suntem la vale, suntem pe vale. Chiar dacă e curbă, băieți, cu mașina, era să zic mașina misterelor, cu furgoneta pe extraterestrilor, să zic, face orice. Ia uite, avem și noi 80 de mile, ho-ho, 90, cred că înseamnă 150 la oră sau ceva de genul. Nu vreau să vorbesc aiurea. Ok, o să mergem puțin pe aici, să ne oprim și pe aici la căsuța asta. Să vedem, nu mai știu unde stă bunica. N-a fost nicio bunică, mă. Da, și mă din gură bunicul. Că au arătat și casa într-un episod, stai tu chill. Nu, da, mă, că să ba, da, nu știi tu. În film, că a fost și film, nebunule. A fost doar un singur film. A fost mai multe filme. A fost două, mă. Da, și? Două care sunt personaje reale, gen. A fost și... Ia uite-l pe ăsta! S-a băgat pe contrasens. Deci a fost două personaje reale și restul a fost animat. M-au blocat, uitați-vă și voi. Cu serie 7-le lui. Știi tu, Sorine? Da, mă. Deci două. A fost și unul cu personajul ăla din desene, gen. Bă, deci nu, sunt doar două cu filme, gen cu personaje reale. Și restul sunt desene animate. Restul sunt desene. Păi da, și? Păi contează. Chiar n-am căutat să mă uit la filmul ăla acum câteva zile, dar nu l-am găsit. Când bine era tânăr și unul când era mai adolescent ceva. Da, da, da. Ia caută și tu pe YouTube dacă găsești filmul, că vreau să mă uit la film, că nu l-am mai... Chiar am poftă de Ben 10, nu știu de ce, după episodul ăsta. Caută-mă bine serialul, nu mai, că sunt mai fane. Crezi că... Băi, da, cu Ben 10 nu cred că sunt. Bă, da, mă, sunt. Pe bune? Da, caut. Ia caută, caut, tu. Ben 10... Și ultima o să se ia la întrecere cu mine. Hmm? Caut, Ben, Ben 10... Să primim un pic pe dreapta, băieți. Pe bune? Da. Ce tare. Să vreau să trecem puțin și pe la muntele Rushmore, a.k.a. Chiliad în zilele noastre. Da, vă zic să recomand un serial. Doar să ne uităm puțin. Ce să-mi recomanzi? Un serial fain. Ia zi. Super Ninja. Mă uit la, la Lucifer, Sorine. Lucifer. La Lucifer. Da, așa pronunță. Lucifer Morningstar. Cred că știu de unde ai văzut asta. Am văzut și eu. De unde? What the fuck? La cine? Nu poate să așa. Nu, n-am văzut, știam de mult de serialul ăsta. Bă, caută-mă și să... Uite o biserică. Mie-mi place, să știi. Bă, dar sunt deja la... aproape am terminat sezonul 1. Nu prea m-am uitat, mai de vreo 20 nu m-am uitat. E cum e, horror? Da, fii atent. Nu e, nu e. E interesant. Primele 3 episoade mi s-au părut wow. Cel puțin primul episod a fost wow pentru mine. Caută-mă, uite asta e mașina mea, băieți. Ce zici? No, vreau să termin pe asta. Vreau să mă uit la Ben 10, că sună interesant, sincer. Da, mă, caută, că și în română mai bine chiar decât în da? Da, mă, de aduce aminte, cauzi de așa, cauzi Ben, Ben 10, Alianța Extraterestră. Și câte serial, câte episoade sunt? Nu știu asta, nu mă știu. Te-ai uitat tu? Da, când era la televizor, nu când era... Nu, când ah, era m-am cam răsturnat. În 2010 parcă era. Pe bune? Ia caută, vezi dacă mai e pe internet.
Păi mai e, mai e. De unde știi? Uită-te, că nu cred că te-ai uitat în 2010 la seriale. Cum, mă, nu? La seriale, în 2010, pe calculator, pe bune? La televizor, no, poate, dar nu știu dacă e pe internet. Alien Force. Ia uite-i, mă, ce au mă ăștia cum ne dau peste mine? Ăsta e din 2008, mă, ăsta ești nebun. Uite, mă, Ben 10, Alianța Extraterestră e din 2008 până în 2010. Pe bune? Am zis? E, te poți uita? Nu, caut episodul în română. Și câte episoade sunt? Ultimul episod a fost, deci primul episod a fost de pe 18 aprilie 2008 până pe 26 martie 2010. Aha, interesant. Are 3 sezoane. Uitați, băieți, muntele Rushmore. Să mergem puțin, să vedem până să o luăm. Bine, vă dați seama, se continuă muntele, dar o să mergem puțin aici la poalele muncelui. Ce e aia? Un serial, un desen fain? Ia zi. Generator Rex. Ce e aia? E, cum să zic, un băiat care poate să se transforme, care un poate să se transforme în părți robotice. Un fel de Iron Man. Ok. Și din 2010 până în 2003, 3 ani. Interesant, interesant, Sorine. Bă, merge mașinuța, păcat că nu o poți cumpăra sau să o tunezi. Am găsit-o pe stradă, băieți. Pentru cei ce au văzut, pentru cei ce au văzut episodul anterior, știți despre ce vorbesc? Eu ce pot, băi, băiatule, băi. Iam. Aici, la poalele muncelui, la râul ăsta. Hai că e râu dacă e. Ia. Spălăm și noi un pic cazanul. Ia mă, pot să trec apa pe aici? Sper că nu se strica. Ia uite mă, mi-a intrat apa în interior. Ia uite cum se vede apa. Ia uite mă, că merge și prin apă. Hai că merge dacă e. Hai băieți, că faceți și noi o baie dacă e. Băi băieți, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și pe acolo un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare, vă pup. Pa, pa. Și nu uitați, până data viitoare, Ben 10 fie cu voi. Pa, pa.